Auziți, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Știți cum zic? Oricine, frate, vezi? Spune oricine. Ce spune textul ăsta? Spune oricine. Va fi mântuit oricine. Deci trebuie să te duci în două direcții. Ori te duci în universalism, oricine va fi mântuit, da? Și noi știm că nu este adevărat. De asta Biblia vorbește despre iazul de foc și de pucioasă, da? Fumul chinului lor care se ridică în vecii vecilor. Ce spune textul acesta? Oricine va chema numele Domnului. Cheamă toți oamenii numele Domnului? Nici vorbă. Da? Nici vorbă. Aceasta este chemarea mântuitoare. Numele Domnului în care este mântuirea, a chema numele Domnului înseamnă să chem numele aceluia care oferă mântuire, aceluia care a făcut promisiunea mântuirii. Când chem numele Domnului peste viața ta, cu siguranță ai promisiunea că vei fi mântuit.